Am început ziua la Zalău, am vizitat centrul Noro, e un centru de cercetare aplicată, dar care practică și servicii pentru copii, mai ales cu boli rare, și practic face o treabă pe care o acoperă foarte puțin sectorul public. Apoi tot la Zalău am vizitat un centru social numit Acasă, care are o componentă socială, un centru de îngrijire a persoanelor vârstnice, și au alături și un centru care funcționează în regim de spital, un centru de recuperare. După amiază am ajuns la Cluj, unde am avut o întâlnire cu reprezentanța unei organizații neguvernamentale, care a început dintr-o pasiune, pasionații de off-road, care ajungând în zone montane au fost în contact de multe ori cu oameni cu nevoi, oameni izolați din punct de vedere al distanței, o foarte bună legătură între urban și rural. Și voi încheia ziua cu o cină de lucru cu femei antreprenori în domeniul IT și digital în Cluj, cu care vreau să am o discuție legată de reglementarea inteligenței artificiale și felul cum aceasta poate să fie folosită în a rezolva o serie de alte probleme. Voi încheia această săptămână cu o conferință de presă în care voi prezenta concluziile acestei săptămâni.